Stimați colegi, desfășurăm ședința ordinară a Guvernului Republicii Moldova. Înainte de a procede la examinarea subiectului de pe agenda de astăzi, vreau să rog pe doamna ministru Dumbrăveanu să vină cu succintă informație privind situația contracararea coronavirusului și de asemenea privind intoxicarea de ieri a copiilor. Vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, vreau să menționez că pe parcursul zilei de astăzi am avut două cazuri suspecte de infecție cu coronavirusul, este vorba de tip nou, este vorba de un copil care era spitalizat, inclusiv de un adult. La moment deja sunt probele de laborator care atestă neconfirmarea infecției cu coronavirusul de tip nou. În continuare, măsurile noastre sunt axate pe coordonarea intersectorială a măsurilor de prevenire și control de import a infecției coronavirus de tip nou pe teritoriul Republicii Moldova și vreau să menționez în acest context că unul din aspectele cheie este totuși să atragem o atenție sporită măsurilor de protecție individuală pentru angajații din cadrul Poliției de Frontieră și inclusiv de către personalul medical. În contextul situației care există în Comrat, este vorba la momentul actual, conform informației care este prezentată de către Agenția Națională Sănătate Publică și ANSA, de un caz de intoxicație alimentară. Probele sunt prelevate și se prelucrează în laborator pentru a se vedea totuși care este sursa problemei. În context, la momentul actual, rămân a fi spitalizați 36 de copii care sunt cuprinși cu vârsta între 8 și 15 ani. Starea acestora este satisfăcătoare și se atestă o dinamică pozitivă. Totodată vreau să reiterez încă o dată un aspect important, mobilizarea autorităților publice locale care a fost realizată pe parcursul zilei de ieri, astfel încât asistența medicală primară a realizat și vizite la domiciliu pentru copii care au fost consultați, monitorizați, circa 120 de copii. La moment situația este sub control, alimentarea este sistată. Mulțumesc. Doamna Bașcan, ceva suplimentar la acest caz? Ситуация под контролем. Я хочу поблагодарить Министерство здравоохранения, Министерство образования за то, что они сразу подключились. И сегодня у нас, мы четко понимаем, какая ситуация. Работаем и с родителями, работаем с детьми. И я думаю, что в ближайшие 2-3 дня эта ситуация будет идти в положительной динамике. Спасибо. Mulțumesc. Alte informații ține despre situația bugetară, executarea bugetului pe primele două luni, în special vorbim despre partea de venituri. Domnul viceprim-ministru succint, rezultatele ianuarie-februarie 2020 față de 2019, ele sunt cunoscute deja. Eu preventiv pot să vă spun, sau o să veniți că nu o să fie informația deja detaliată, preventiv pot să vă spun că în perioada respectivă veniturile bugetului public național în 2020 le-au depășit pe cele din perioada respectivă din 2019 cu 1.210.000.000 lei. Avem creșteri semnificative pe toate componentele bugetului, inclusiv la bugetele locale și inclusiv la bugetul de stat. În mod special vreau să remarc rezultatele serviciului VAMAL. În luna februarie 2020, veniturile acumulate de serviciul VAMAL în comparație cu 2019 au crescut cu peste 25%. Sunt rezultate ale muncii depuse de toți colegii noștri din sistemul finanțelor publice, fapt pentru care le mulțumesc. Ministerul Finanțelor va prezenta, bineînțeles, raportul despre executare, inclusiv cu partea de cheltuieli pe parcurs. Acestea fiind... Da, vă rog. Cu permisiunea dumneavoastră, domn prim-ministru, deci ca să completez ca continuitate la ceea ce a spus, date preventive la partea de venituri pentru două luni cumulativ pentru anul 2020, deci pe dimensiunea bugetului de stat. Dacă e să vorbim de administratorii principali de venituri, în ceea ce ține de activitatea serviciului fiscal de stat și plățile administrate de acest serviciu față de anul precedent, avem o creștere de 200 milioane lei sau cu 8,4%, deci cumulativ ianuarie-februarie,
partea ce ține de plățile administrate de serviciu VAMAL, avem o creștere 580 milioane lei sau cu 21,1% pe două luni cumulativ. În partea ce ține de bugetele locale administrate de serviciu fiscal de stat, creștere față de anul precedent este cu 88 milioane lei sau cu 17,2%. Ceea ce ține de veniturile acumulate în bugetul asigurării sociale de stat, creșterea este cu 302 milioane lei față de anul trecut sau cu 15% și contribuțiile de asigurări obligatorii de asistență medicală, creșterea este cu 80 de milioane lei sau cu 11,4%. Vă mulțumesc. Am văzut o reacție din partea partenerilor, Camera de Comerț și Industrie. Dumneavoastră vă mulțumim în mod special contribuabililor pentru aportul la bugetul public național. Asta am vrut, stimat domnul prim-ministru, deci inclusiv și agenții economici care au contribuit. Vă mulțumesc. De fiecare dată mulțumim și vă pentru faptul că gradul de conformare este în creștere și, într-adevăr, aceasta este în primul și în primul rând aportul agenților economici și cetățenilor contribuabili la bugetul public național. Acestea fiind spuse, propun să procedem la examinarea subiectelor de pe ordinea de zi. Subiectul numărul 2, deoarece la capitolul cadre nu avem astăzi rapoarte. Subiectul numărul 2, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata indemnizațiilor pentru unele categorii de copii și tineri. Vreau să menționez din start că acest proiect a fost elaborat în temeiul legii 315 din anul 2016 privind prestațiile sociale pentru copii și care prevede plata unor prestații sociale în contextul continuării studiilor de către copiii rămași temporar sau rămași fără ocrotire părintească. Este vorba în cazul dat despre nivelurile de învățământ 3-7, începând cu învățământul profesional tehnic secundar, în domeniul militariei, securității, ordinii publice, precum și cu studii superioare integrate și de rezidențiat în învățământul superior medical și farmaceutic. Sunt niște momente noi care sunt reglementate, și anume, este vorba de achitarea acestor prestații, indiferent de faptul dacă copilul sau tânărul își face studiile cu finanțare din bugetul de stat sau în baza taxelor de studiu care sunt achitate de către el. Aceste prestații sunt indemnizația unică la absolvirea școlii de tip internat în cuantum de 5.000 de lei, indemnizația lunară pentru întreținere, care se achită la nivelul minimului de existență și se achită lunar pe parcursul întregului an, indemnizația lunară pentru locațiunea locuinței, în cazul în care instituția de învățământ nu dispune de cămine și ea constituie 500 de lei lunar, și indemnizația unică pentru efectuarea cercetării, editarea tezei, lucrării de diplomă în ultimul an de studii și este 500 de lei. Totodată a fost unificată și a fost determinat cuantumul indemnizației unice la absolvirea instituției de învățământ, care reprezintă 10.000 de lei. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, stimați colegi. Întrebări, propuneri? Nu sunt doritori. Aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 3, continuați, vă rog, doamnă ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern privind modificarea hotărârii 948 din anul 2008, care, de fapt, reglementează procedura de repatriere a copiilor și adulților victime a traficului de ființe umane, persoanelor aflate în situații de dificultate și a copiilor neînsoțiți. Printre prevederile de bază este vorba despre îmbunătățirea mecanismului de documentare a copiilor neînsoțiți, identificați peste hotarele Republicii Moldova, care urmează a fi supuși procedurii de repatriere. Este vorba de reglementarea mai concretă a formatului și eliberării consimțământului potențialului beneficiar al repatrierii și totodată finanțarea cheltuielilor ocazionale în rezultatul procedurii de repatriere. Vreau să menționez că pe parcursul anului trecut au fost repatriați 25 de persoane adulte. Context în care fac referire la această cifră, proiectul prevede și un mecanism de însoțire de la punctul de trecere a frontierei de stat, indiferent că e aeroport sau punctul terestru, pentru a facilita din partea autorităților publice locale
transportarea acestor persoane la centrele de plasament sau la locul de domiciliere permanente. Rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, stimați colegi, întrebări, partenerii, autoritățile publice locale, au și ele rol aici. Important. Nu vedem obiecții, nu vedem întrebări. Stimați colegi, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 4, vă rog să continuați, doamna ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului 520 din 2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli în bani pentru întreținerea persoanelor cazate în instituțiile sociale. Vreau să menționez că este vorba despre indexarea anuală care se realizează în baza IPC-ului pentru anul precedent a normelor de cheltuieli determinate pentru produse alimentare, medicamente, materiale de plasament, pansament, îmbrăcăminte, încălțăminte, inventar moale, produse igienico-sanitare, jocuri și jucării, care sunt necesare în contextul întreținerii persoanelor în instituțiile vizate. Proiectul are acoperirea financiară corespunzătoare și vreau să atrag atenția asupra unui moment că el va fi pus în aplicare începând cu 1 aprilie anul curent. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Vă rog să continuați, doamna ministru, subiectul numărul 5. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea punctului 1 cu indicele 2 al hotărârii Guvernului 1167 din 2008 pentru aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată ajutorului social. Scopul acestui proiect îl reprezintă indexarea la 1 aprilie anul curent a nivelului lunar minim garantat cu 4,8%, adică se aplică IPC-ul pentru anul precedent. Ca rezultat al indexării, venitul lunar minim garantat va reprezenta 1107 lei în comparație cu 1056 lei. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, alt proiect social. Obiecții, întrebări, comentarii? Nu sunt. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 6, domnul viceprim-ministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative din domeniul bancar. Proiectul a fost elaborat în vederea executării punctului 5.2.3 din planul de acțiune a Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 636 din 11 decembrie 2019. Scopul proiectului constă în consolidarea capacităților de supraveghere a Băncii Naționale a Moldovei pe domeniile sale de competență, precum și racordarea legislației în domeniul financiar bancar la prevederile codului administrativ în vigoare. Principalele prevederi ale proiectului sunt instituirea termenilor procedurale pentru etapele controlului din oficiu sau pe teren desfășurat de Banca Națională a Moldovei, instituirea termenilor pentru finalizarea procedurilor administrative derulate în baza legii numărul 202 privind activitatea băncilor, cum ar fi obținerea aprobării prealabile a Băncii Naționale a Moldovei pentru deschiderea sucursalelor pe teritoriul altor state, pentru realizarea fuziunii sau dezmembrarea băncii, pentru schimbarea societății de audit și altele. Reglementare detaliată a modalității de notificare a actelor Băncii Naționale a Moldovei către destinatarii acestora. Reglementarea procedurii audierii scrise a solicitantului înainte de adoptarea unei decizii care poate afecta drepturile solicitantului. Prevederile proiectului de lege vor contribui la exercitare mai eficientă a atribuțiilor de către Banca Națională a Moldovei, inclusiv la o supraveghere adecvată a activității entităților licențiate, având în considerare specificul procedurilor derulate de către regulatorul bancar. Implementarea proiectului nu necesită alocare de mijloace financiare bugetare. Proiectul a fost supus consultării, avizării și expertizării corespunzătoare. Între aceste condiții, vă rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc. Stimați colegi, întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 7, doamna secretar general al Guvernului, vă rog.
Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii numărul 71 din 2007 cu privire la registre, elaborat de către Cancelarea de Stat în comun cu Agenția de Guvernare Electronică. Proiectul are drept scop transferarea către Agenția de Guvernare Electronică a funcțiilor de creare și ținere a Registrului Resurselor și Sistemelor Informaționale de Stat, care în prezent sunt exercitate de către Agenția Servicii Publice. Necesitatea creării și ținerii Registrului Resurselor și Sistemelor Informaționale de Stat de către Agenția de Guvernare Electronică rezidă din faptul că, după natura lor, acestea sunt conexe în principal domeniilor sale de competență. Agenția de Guvernare Electronică este responsabilă de implementarea politicii statului de transformare a guvernării, de coordonarea propunerilor autorităților și instituțiilor publice din subordinea guvernului și de creare și dezvoltarea infrastructurilor, resurselor și sistemelor informaționale. Proiectul a fost supus procedurii de avizare și expertizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ relevant. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului. Mulțumesc! Mulțumesc. Nu văd doritor de a comenta, întreba sau propune ceva la proiect. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Vă rog, continuați, doamna Iconi. Mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenției dumneavoastră proiectul memorandumului de înțelegere între Cancelarea de Stat a Republicii Moldova și Agenția Elvețeană pentru Dezvoltare și Cooperare, privind prima fază a proiectului Mă Implic, proiect de implicare civică în guvernarea locală. Memorandumul respectiv este un tratat internațional care cade sub incidența legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și prevede implementarea primei faze a proiectului Mă Implic, proiect de implicare civică în guvernarea locală. Scopul proiectului este crearea condițiilor pentru populația din mediul rural din Republica Moldova la serviciile publice locale de calitate. Proiectul va fi implementat de către Fundația Centrul Moldo-Elvețean pentru Cooperare SCAT cu susținerea partenerilor din Ucraina și Elveția. Prima etapă a proiectului se va realiza până în anul 2023 și este prevăzut un buget în total de 5,9 milioane de franci elvețieni. Se va implementa prin lansarea la nivel național a apelurilor de propuneri de proiecte la care vor putea depune ofertele localitățile din Republica Moldova sau unele grupuri de localități. Tipul asistenței acordate este sub formă de asistență tehnică și granturi. Memorandumul nu implică costuri suplimentare pentru asigurarea acțiunilor legate de aspectele normative, instituționale și organizatorice și nu va implica angajamente financiare pentru Republica Moldova. Totodată vreau să menționez că implementarea acestui proiect va contribui la gestionarea de către autoritățile publice locale care vor trece faza de selectare a prestării serviciilor într-un mod participativ, eficient și inclusiv și durabil. Totodată acest proiect își propune de a îmbunătăți politicile publice, precum și cadrul juridic și financiar în vederea prestării serviciilor publice de calitate la nivel local. La fel, proiectul respectiv a fost avizat conform legislației în vigoare și consultat cu Comisia Politică Externă și Integrare Europeană a Parlamentului Republicii Moldova. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, stimați colegi. Întrebări la raportor? Nu vedem doritor de a întreba sau propune. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 9. Doamna Tatiana Popa, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind inițierea negocierilor asupra memorandumului privind cooperarea în domeniul securității sociale dintre Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova și Administrația de Securitate Socială din Republica Cehă. Obiectivul primar al memorandumului propus pentru negocieri bilaterale constă în dezvoltarea unor relații de colaborare instituționale favorabile efectuării schimbului de informații în domeniul organizării și administrării sistemelor publice de asigurări sociale, precum și a schimbului de experiențe în domeniul stabilirii drepturilor de asigurări sociale a cetățenilor ambelor state, inclusiv pentru aplicarea prevederilor acordurilor internaționale în domeniul securității sociale. Proiectul memorandumului a fost elaborat și înaintat din partea Republicii Moldova și după adoptarea deciziei la nivelul național privind inițierea negocierilor, proiectul memorandumului se va negocia în runde cu partea cehă, conform procedurii stabilite de legislația națională. Proiectul a fost prezentat spre avizarea autorităților centrale de competență și, reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Vă mulțumesc, stimați colegi. Întrebări la raportor nu văd să fie doritor. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat. Mulțumesc. Subiectul numărul 10, domnul ministru Voicu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră propunerile de modificare a legii numărul 274 din 27 decembrie 2011 privind integrarea străinilor în Republica Moldova. Propunerile incluse în proiect țin de ajustarea legislației naționale cu directivele Uniunii Europene, precum și corelarea cu schimbările intervenite pe parcursul ultimei perioade de timp în domeniul migrațional din Republica Moldova și din regiune. Proiectul prevede includerea în procesele de integrare a unor categorii noi de străini documentați cu dreptul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova, dezvoltă și simplifică procedurile de accesul lor la piața muncii din Republica Moldova, simplifică procedurile de înscriere în programele de integrare. Astfel, suplimentar la categoriile de străini care deja beneficiază de măsuri de integrare, au fost incluse categorii noi vulnerabile de străini, victimele traficului de ființe umane, străinii victime al violenței în familie, străinii care practică activități de voluntariat, străinii care se află pe teritoriul Republicii Moldova cu alte scopuri care nu contravin legislației în vigoare. Categoriile de străini care beneficiază de atenția sporită sunt acordate și cu cerințele mai multor acte internaționale la care Republica Moldova este parte pentru a consolida pozițiile statului la rapoartele externe. Totodată, integrarea cât mai rapidă a acestor persoane contribuie la reducerea riscurilor posibile de excluziune sociale, prevenirea incidentelor sociale ce ar pune în pericol ordinea publică în legătură cu prezența străinilor în Republica Moldova. Implementarea proiectului dat se va efectua din bugetul instituțiilor responsabile în limita resurselor disponibile, precum și cu atragerea surselor externe de finanțare, iar alocațiile necesare pentru studierea limbii de stat se preconizează pentru anul bugetar următor de la 01.01.2021. Proiectul a fost coordonat cu toate autoritățile, prezentat pentru consultări publice. Urmare celor expuse, rog susținerea Guvernului, aprobarea prezentului proiect. Vă mulțumesc. Nu vedem doritori de a pune întrebări. Vă rog, stimați colegi, să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 11, domnul ministru Nagacevski, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun spre aprobare avizul la proiectul de lege pentru modificare articolul 3 din legea cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii. Este vorba de inițiativă de deputat prin care se încearcă să schimba regulile de alegere a membrilor non-judecători în rândul Consiliului Superior al Magistraturii. Pe lângă faptul că se bazează pe niște ipoteze false acest proiect de lege,
Vreau să menționez că este un proiect care a drept scop de a discredita concursul care este la o etapă finală. Scopul este unul populist, politic și de altă natură decât cu eficiență. Iar problemele care sunt invocate în recomandările Comisiei de la Veneția, noi le soluționăm anume prin inițiativa de modificare a Constituției, în baza căruia noi vom interveni inclusiv la cadrul organic legislativ pentru a asigura acele recomandări să fie eficient implementate pe teritoriul Republicii Moldova. De aceea, acest aviz este evident negativ și solicit susținerea propunerii. Mersi. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, întrebări la raportor? Nu sunt întrebări. Vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 12, domnul ministru Usatăi, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 1 din Legea privind zona economică liberă Belz, numărul 26 din 2010, prezentat cu titlul de inițiativă legislativă. Astfel, în vederea extinderii și creșterii capacităților și potențialului de atragere investițiilor zonei economice libere Belz, se susține proiectul de lege prenotat. Totodată, având în vedere că prin proiect se propune includerea în componența zonei economice libere Belz a unui teren de 7,5 hectare amplasat în raionul Dubăsari, iar președintele raionului Dubăsari a comunicat Ministerul Economiei și Infrastructurii că în baza deciziei Consiliului Local Părâta a fost format un bun imobil în baza a două dosare cadastrale pe două terenuri cu suprafață totală de 11 hectare, se recomandă ajustarea proiectului de lege potrivit informației menționate. De asemenea, menționez că în conformitate cu cadrul legal a fost efectuat studiu de fizibilitate a raionului Dubăsari privind oportunitatea deschiderii unei zone economice libere în regiunea dată. În contextul celor expuse, rog susținere și aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 13, domnul ministru Popovici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezentăm spre examinare proiectul hotărârii de guvern privind avizul asupra proiectului de lege cu privire la modificarea anexei 1 din legea 142 din 2005 privind aprobarea nomenclatorului domeniului de formare profesională și a specialiștilor pentru pregătirea cadrelor în instituții de învățământ superior ciclu 1. În conformitate cu articolul 81 a Codului Educației, Guvernul a adoptat hotărârea 482 din 2017 cu privire la aprobarea nomenclatorului domeniului de formare profesională a specialiștilor învățământului superior. Iar legea la care se referă autorul acestei inițiative legislative din 2005, care se propune a fi modificată prin excluderea specialității siguranța produselor agroalimentare, rămâne în vigoare doar pentru studenții înmatriculați la studii în baza nomenclatorului aprobat prin această lege din 2005, până la finalizarea studiilor superioare, în conformitate cu prevederile nomenclatorului respectiv. În context, ținem să menționăm că această specialitate, ca urmare a consultațiilor care le-am avut inclusiv cu specialiștii din domeniu, este necesară Republicii Moldova. Mai mult ca atât, există un interes sporit din partea tinerilor studenți față de această specialitate. De exemplu, anul acesta vom avea prima promoție de absolvenți la specialitate. Și, în concluzie, considerăm inoportună excluderea specialității siguranța produselor agroalimentare, deoarece perspectiva asocierii la comunitatea europeană și necesitatea dezvoltării comerțului internațional impune intensificarea măsurilor ce urmăresc asigurarea inofensivității produselor pe tot lanțul alimentar. Iar ca prioritate națională trebuie considerată sporirea nivelului de cunoaștere și a competenței profesionale în materie de siguranță alimentară a specialiștilor cu studii universitare în toate domeniile agriculturii, industriei alimentare, comerțului cu produsele alimentare. De aceea solicităm ca acest aviz să fie unul negativ. Vă mulțumesc! Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Continuați, vă rog, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propunem spre examinare proiectul hotărârii de guvern privind
avizul asupra proiectului de hotărâre a Parlamentului privind declararea lunii martie anului 2020, lună consacrată celebrării a 30 de ani de activitate femeilor în Parlamentul Republicii Moldova. Din start vreau să menționez că acest proiect, această inițiativă legislativă a unui deputat, a generat multe discuții, inclusiv discuții care le-am avut cu reprezentanții Ministerului Justiției și în final propunem să acceptăm un aviz a Guvernului la acest proiect de lege. Ideea centrală a avizului este că oportunitatea deciziei în favoarea susținerii prezentei inițiative legislative, adoptarea proiectului respectiv de lege, să rămână la discreția Parlamentului Republicii Moldova. Mai mult ca atât, la propunerea colegilor de la Ministerul Justiției, sugerăm ca respectivul proiect de hotărâre a Parlamentului, în caz că va fi aprobat în Parlament, să țină cont de acele sugestii, de acele ajustări propuse de prezentul aviz a hotărârii Guvernului. Mulțumesc! Stimați colegi, întrebări? Proiectul propus? Încă nu e aprilie, se poate de aprobat avizul. Vă rog să aprobăm avizul. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 15, domnul vicepreministru Pușcuță, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege cu privire la importul unui bun conform necesităților instituției publice, Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, Selecție, înaintat cu titlul de inițiativă de către un deputat. Potrivit notei informative la proiect, proiectul de lege prevede introducerea în țară și plasarea sub regim vamal de import a unui motor clasic clasificat la poziția tarifară 8408, acordat cu titlu gratuit din partea Universității Tehnice din München, Germania, cu scutire de drepturi de import fără drept de înstrăinare pentru Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp, Selecție. Considerăm că adoptarea unei legi derogatorii prin care se acordă facilități fiscale și vamale unui subiect de drept creează un precedent periculos pentru ordinea juridică în Republica Moldova și, prin urmare, oricare altă entitate bugetară care se află în situații similare ar putea solicita facilități de aceeași natură, iar în caz de refuz se va considera ca fiind un tratament discriminatoriu. Ținând cont de cele expuse, promovarea inițiativei legislative se consideră a fi inoportună și în acest context rog susținerea proiectului avizului negativ din partea Guvernului. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul prezentat. Aprobat, mulțumesc. Continuați, vă rog, domnul viceprim-ministru. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 241 de către un grup de deputați. Proiectul de lege înaintat spre examinare prevede în principal acceptarea deducerii cheltuielilor în scopul determinării impozitului pe venit și taxe pe valoare adăugată în baza documentelor contabile electronice, precum și în temeiul bonurilor de casă eliberate prin echipamentele de casă și control. Extinderea termenului de emitere a facturii fiscale electronice în cazul livrării mărfurilor cu 3 zile înainte de data livrării, iar în cazul prestării serviciilor cu 10 zile după data prestării. Extinderea regimului fiscal privind impozitul pe venit aferent activității profesionale în sectorul justiției și în domeniul sănătății, asupra altor categorii de profesioniști în domeniul literar, artistic, educativ. Astfel, urmarea examinării proiectului de lege, promovarea acestuia se consideră inoportună, având la bază următoarele argumente. Legislația fiscală și contabilă conține deja norme privind dreptul de a utiliza și a deduce în scopuri fiscale cheltuieli în baza documentelor contabile electronice. În partea ce ține de acceptare ca document de deducere în scopuri fiscale a bonului fiscal, comunicăm că acesta nu se conformează cerințelor documentelor primare prevăzute în legea contabilității și raportării financiare și anume nu permite identificarea cumpărătorului, ceea ce ar implica riscuri iminente de evaziune fiscală. Totodată, actualmente, codul fiscal prevede dreptul agenților economici de a deduce cheltuielile neconfirmate documentar în mărime de 0,2% din venitul impozabil.
De asemenea, la moment se efectuează lucrări de perfecționare a sistemului informațional e-factură, ceea ce va permite extinderea posibilităților de utilizare. Apropo, la acest moment, vreau să țin să informez că din 28.000 de plătitori de TVA, care sunt astăzi înregistrați în Republica Moldova, circa 10.000 de plătitori TVA, cel puțin o dată, deja au utilizat sistemul de e-factură. Doar pentru anul 2019, numărul total de facturi electronice emise prin acest sistem depășește suma de 2.160.000. De asemenea, menționăm că regimul fiscal privind impozitul pe venit pentru activitățile profesionale desfășurate în sectorul justiției este unul complex și caracteristic domeniului respectiv, fapt pentru care se consideră inoportună extinderea acestuia pentru alte categorii, cum ar fi cele propuse în inițiativă legislativă. În contextul celor expuse, rog susținerea avizului Guvernului de nesustinere a acestei inițiative legislative. Vă mulțumesc, stimați colegi. Rog să susținem nesustinerea. Aprobat, mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru Perge, vă rog. Da, vă mulțumesc. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea avizului asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 74 din Codul Funciar numărul 828 din 1991, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 32 din 6 februarie 2020 de către un deputat în Parlament. Proiectul de lege propune modificarea articolului 74 din Codul Funciar, astfel încât să fie permisă retragerea temporară a unor terenuri din circuitul agricol sau silvic pentru executarea unor lucrări de extragere până la o adâncime de 5 metri a rocilor sedimentare, a celor neconsolidate, a argilii, argilii nisipoase, nisipului argilos, pentru construcția, reparația, modernizarea și extinderea drumurilor publice, a căilor ferate, a digurilor de protecție contra inundațiilor, pentru prevenirea, stoparea și lichidarea consecințelor proceselor geologice periculoase. Modificarea propusă în proiect va permite obținerea în termen rezonabil a dreptului de a efectua lucrări de extragere în cauză până la o adâncime de 5 metri pentru utilități publice și în cazurile prevăzute expres în articolul 28 din Codul subsolului. Ministerul, urmarea recepționării avizilor la proiect din partea instituțiilor avizate, a generalizat proiectul avizului asupra proiectului de lege de modificare a articolului 74 din Codul Funciar, prin care Guvernul comunică susținerea acestuia, fiind necesară completarea conținutului proiectului de lege cu unele propuneri. Astfel se propune ca proiectul de lege să fie completat cu prevederi potrivit cărora lucrările de extragere respective să fie efectuate în baza proiectelor de execuție coordonate și supuse expertizei ecologice de stat sau evaluării impactului asupra mediului de către organele abilitate, în termeni restrânși, desigur, totodată, ținând cont de faptul că, în urma executării lucrărilor de extragere, proiectul prevede retragerea temporară a terenilor și din codul silvic, în vederea neadmiterii prin lucrările în cauza reducerii și fragmentării suprafețelor fondului forestier, se propune recomplectarea proiectului de lege cu norme prin care să fie interzisă efectuarea lucrărilor de extragere respective de pe terenurile din fondul forestier și acoperite cu vegetație forestieră. Rog susținerea avizului pozitiv cu completările menționate, stimați colegi. Vă mulțumesc, stimați colegi. Întrebări? Noi am descoperit că pentru construcția drumurilor, în afară de bani, mai trebuie și materiale. Da. Anul trecut, lutul se importa. Nu era suficient când împrumutam bani, încă și lutul l-aduceam din altă parte. De ce acest proiect vine să soluționeze această problemă? Dacă nu sunt comentarii, întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Mulțumesc. Subiectul numărul 18, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenției dumneavoastră avizul asupra proiectului de lege pentru modificarea legii 158 din 2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public înaintat cu titlul de inițiative legislative. Vreau să menționez că Guvernul, de fapt, susține de principiu această inițiativă legislativă cu unele propuneri. Potrivit notei informative, inițiativa legislativă prenotată are drept obiect de reglementare instituirea normei potrivit căreia desfășurarea în timpul programului de muncă agitației electorale în favoarea unui concurent electoral în campanie electorală, fără suspendarea raportului de serviciu conform articolul 54 aliniatul 1 litera A din legea menționată, va constitui un temei distinct de destituirea din funcție publică.
Astfel, soluția legislativă prin care se propune stabilirea în textul normei a unei abateri disciplinare ca excepție de la alta abatere disciplinară este de natură să genereze confuzie, fapt ce va determina inaplicabilitatea normei respective. Din aceste considerente, textul propus la articolul 57, litera I din lege, urmează a fi revizuit, astfel încât reglementarea propusă să ia forma unei norme distincte, eventual la articolul 5, alineatul 2, din legea numărul 25 din 2008. În același timp, având în vedere restricțiile impuse funcționarului public în exercitarea funcției publice, statuate la articolul 5, alineatul 2, din legea 25, din 2008 și la articolul 5 alineatul 4 din legea 158 din 2008, precum și ținând cont de prevederile articolului 57 litera H și G din aceeași lege, se propune ca redacția literii G din alineatul 1 al articolului 64 din lege să prevadă că funcționarul public va fi destituit din funcție în caz de desfășurare agitației electorale în timpul programului de muncă, fiind asigurat astfel o corelare clară între abaterea disciplinară și sancțiunea disciplinară aplicată. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc. Stimați colegi, nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat. Mulțumesc. Subiectul numărul 19, domnul Iustin, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propunem atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 291 din 2000 cu privire la instituirea premiului anual al Guvernului Republicii Moldova pentru cel mai dotat inventator și abrogarea unei hotărâri de guvern. Proiectul examinat are drept scop actualizarea mecanismului ce vizează selectarea și desemnarea candidatului la premiul Guvernului Republicii Moldova, precum și mecanismul de acordare a acestui premiu. Acordarea primului guvern are loc urmare a desfășurării expoziției internaționale specializate InfoInvent și are drept scop stimularea activității inovaționale, susținerea și stimularea inventatorilor din Republica Moldova, care prin munca lor creativă contribuie la soluționarea problemelor de importanță socioeconomică sau tehnică, conform direcțiilor prioritare de dezvoltare a științei, economiei, politicii ecologice și sociale a țării. Astfel, prin proiectul menționat, se propune reglementarea clară a periodicității organizării expoziției InfoInvent, specificarea organizatorilor acestei expoziții, a domeniilor din care vor fi selectați membrii juriului, revizuirea sistemului de criterii de apreciere a invențiilor și a titlului distincției. De asemenea, prin proiectul prenotat se propune abrogarea hotărârii Guvernului numărul 933 din anul 2000 cu privire la decernarea medaliei de aur a Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, inventător remarcabil și trofeul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, întreprindere inovatoare, deoarece aceste distincții sunt oferite de Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală și respectiv mecanismul de acordare a acestora este stabilit de organizația dată. Amendamentele propuse la hotărârea Guvernului numărul 291 din 2000 nu implică cheltuieli financiare suplimentare, cu excepția celor aprobate deja în speță, a sumei de 10.000 lei, ce reprezintă premiul Guvernului. Astfel, cheltuielile ce țin depunerea în aplicare a proiectului în sumă de 10.000 lei, odată la 2 ani, urmează a fi efectuate în limita alocațiilor bugetare ale Cancelariei de Stat, punctul numărul 1 și numărul 3 din actul normativ menționat. Proiectul respectiv a fost coordonat și avizat de către autoritățile de resort, propunerile cărora au fost luate în considerație la definitivarea acestuia. În contextul celor expuse, ținând cont de importanța acestui act normativ pentru Sistemul Național de Protecție a Obiectelor de Proprietate Intelectuală, precum și pentru stimularea activității de cercetare și inovare în Republica Moldova, rog susținerea dumneavoastră pentru aprobarea proiectului propus pentru examinare. Mulțumesc! Stimați colegi, întrebări, propuneri, partenerii? Nu sunt întrebări, propuneri, nici la suma oferită cu atâta generozitate de cancelare nu sunt întrebări. Eu cred că la subiectul sumei o să revenim, dar conceptual vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Mulțumesc. Subiectul numărul 20, domnul ministru Popovici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, vin cu solicitarea ca subiectul 20 și 21 să le examinăm într-un singur subiect, deoarece ambele vizează implementarea proiectului îmbunătățirii echipamentului de digitalizare a Bibliotecii Naționale susținut de Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională.
Astfel, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării propune pentru examinare proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului întocmit prin schimb de note între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei privind cooperarea economică și 2. Proiectul hotărârii Guvernului cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării acordului de grant între Guvernul Republicii Moldova și Agenția Japoneză pentru Cooperare Internațională privind implementarea proiectului îmbunătățirea echipamentului de digitalizare a Bibliotecii Naționale. Ambele tratate internaționale vizează implementarea proiectului îmbunătățirea echipamentului de digitalizare a Bibliotecii Naționale din Moldova. Primul tratat internațional consemnează înțelegerea de principiu diplomatic între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Japoniei pentru implementarea proiectului menționat. Acest acord va fi semnat de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene și Ambasada Japoniei în Republica Moldova. Al doilea, sediul materiale este nemijlocit acordul de grant pentru proiect. Cel de-al doilea acord conține toate detaliile pentru realizarea proiectului menționat mai sus. Și acest tratat va fi semnat în numele Guvernului de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Astfel, în scopul implementării proiectului îmbunătățirea echipamentului de digitalizare a Bibliotecii Naționale, Guvernul Japoniei va acorda Guvernul Republicii Moldova o sumă nerambursabilă de aproximativ 400.000 dolari SUA. Suma respectivă va fi acordată sub formă de grant. Este de menționat că la ora actuală există o necesitate acută a Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova de a prezerva resursele istorice, culturale și de interes general al Moldovei disponibile în biblioteca și instituțiile partenere și de a crește accesibilitatea la aceste resurse pentru cetățeni. Vreau să menționez că acordul de grant încheiat pentru realizarea proiectului menționat este un proiect de asistență financiară. Proiectul va fi implementat până la data de 31 iulie 2022. Guvernul Republicii Moldova, care este beneficiar, va asigura scutirea de taxe vamale, impozite interne și alte taxe fiscale care pot fi impuse în țara beneficiarului cu privire la achiziționarea produselor. De asemenea, vor fi respectate și alte proceduri, iar cheltuielile de implementare a proiectului ce revin beneficiarul va fi efectuate de către Biblioteca Națională, care a planificat aceste resurse în bugetul anului 2020 și care va fi agenției de implementare a proiectului. Vă mulțumesc, rog, susținerea acestor două hotărâri de guvern. Vă mulțumesc. Întrebări, comentarii, inclusiv la guvernul va scuti de impozite și taxe. Și asumă Ministerul Educației asemenea competențe. Domnule Iisus, ca comentarii nu au fost... Vă mulțumesc, da. Alte întrebări, propuneri? Dacă nu sunt, vă rog să aprobăm aceste proiecte. Mulțumim Guvernului Japoniei pentru suport. Următorul subiect, numărul 22, doamna ministru Dumbrăveanu, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte legislative. Vreau să menționez că acest proiect are drept scop asigurarea măsurilor de protecție socială pentru veterani de război, precum și a membrilor familiilor acestora prin atribuirea statutului de persoană asigurată veteranilor de război și includerea acestora în categoria de persoane asigurate de către guvern. Impactul acestei măsuri se va reflecta asupra la circa 5.000 de veterani de război. Majorarea cuantumului alocației lunare de stat de la 250 lei la 500 de lei soților, soțiilor, veteranilor de război căzuți la datorie, ai persoanelor cu dizabilități de pe urma războiului decedate, ai participanților la lichidarea consecințelor avariei de la Cernobâl decedați, acordate în temeiul legii 121 din 2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație. Impactul acestei măsuri se va răsfrânge asupra la 1033 de vedove. Rog susținerea acestui proiect. Mulțumesc, stimați colegi. Proiect social pentru susținerea veteranilor, vedovilor. Nu cred că sunt obiecții, de ce vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, mulțumesc. Continuați, domnul ministru, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenția dumneavoastră proiectul avizului
asupra proiectului de lege pentru modificarea articolului 4 al legii 1585 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală, înaintat cu titlul de inițiativă legislativă. Vreau să menționez că scopul acestei inițiative este sporirea accesului la servicii medicale a veteranilor de război, menționați în legea 190 din 2003 cu privire la veterani, și autorul proiectului prevede atribuirea statutului de persoană asigurată veteranilor de război și includerea acestora în categoria persoanelor care sunt asigurate de către guvern. Propunerile proiectului în cauză se susțin cu luarea în considerație a avizului în contextul îmbunătățirii acestuia. Totodată este în corelare directă cu inițiativa anterioară care a fost aprobată de către guvern. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, stimați colegi, vă rog să susținem proiectul. Aprobat, mulțumesc. Subiectul numărul 24, domnul ministru Popovici, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri Guvernului, propunem spre examinare proiect hotărârii Guvernului cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului. Vreau să menționez din start că legea bugetului de stat pentru anul 2020 include alocații suplimentare în sumă de 11,90 milioane lei pentru majorarea cu 4,9% a cuantumului burselor elevilor și studenților care beneficiază de burse în conformitate cu hotărârea Guvernului 1009 din 2006 și hotărârea Guvernului 467 din 2006. Acest proiect de hotărâre de guvern prevede implementarea, mai bine spus, implementarea prevederilor proiectului hotărârii de guvern nu necesită alocații suplimentare din contul bugetului de stat. Acestea au fost alocate prin legea bugetului de stat pentru anul 2020, numărul 172, care include 11,9 milioane lei destinate în acest scop. Proiectul propus se incorporează în sistemul actelor normative în vigoare și nu necesită modificarea altor acte legislative sau normative. Rog aprobarea acestui proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat. Mulțumesc. Și ultimul subiect de pe ordine de zi, numărul 25, domnul Ghenadi Țipordei, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Guvernului numărul 945 din 2007 cu privire la măsurile de realizare a legii numărul 121 din 2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice. Proiectul hotărârii de guvern este elaborat în corespundere cu prevederile legii numărul 121 din 2007 și are drept scop actualizarea listei bunurilor proprietate de stat supuse privatizării, anexe numărul 2. Prin proiectul dat se propune excluderea la această etapă din proiectul de privatizare a unor bunuri de importanță strategică din sectorul electroenergetic și telecomunicații, funcționarea cărora are efect semnificativ asupra populației. Acestea sunt rețelele electrice de distribuție Nord, Societatea pe acțiuni furnizare energie electrică Nord, Nodul hidroenergetic Costești și ASA Multelecom 51%, precum și a unui bun amplasat pe teritoriul Ucrainei, baza de odihnă Mecita și a pachetului de acțiuni al statului din societatea pe acțiuni CIMS 73, în proporție de 36,78%, radiat din registrul de stat al persoanelor juridice. Concomitent se propune includerea în procesul de privatizare a pachetelor de acțiuni ale statului din S.A. Sunfarm Prim, 99,11%, Societatea pe acțiuni Metal Feroz, 78,28%, Societatea pe acțiuni care desfășoară activitatea în domenii liberalizate, având misiunea de a asigura o activitate în condiții de concurență. Prin furnizarea prestării serviciilor calitative orientate spre satisfacerea necesităților în creștere a populației, prin dezvoltarea și diversificarea serviciilor prestate. Acest deziderat poate fi realizat doar prin atragerea investițiilor private, modificând astfel rolul statului corespunzător cerințelor economiei de piață. La fel, se propun includerea în lista bunurilor supuse privatizării cotele statului din
Societatea de Acțiuni Vinuri Aloveni, în proporție de 60,41%, și Societatea de Acțiuni Alimentar Maș, în proporție de 30,08%, aflate în procedură de insolubilitate din anul 2010 și respectiv din 2008. Valorile imobiliare ale entităților aflate în procedură de insolubilitate nu sunt grevate și se află în circuitul liber. Se propune și cotele sociale ale statului din Societatea Comercială IT Cafe SRL 100%, publicația periodică Casa Editorială IT Moldova, SRL 25%, SRL Metrom Pass 11%, păstrarea în proprietatea statelor a căror nu este justificată din punct de vedere economic. Implementarea prezentului proiect de act normativ nu impune cheltuieli bugetare suplimentare. Proiectul hotărârii de guvern a fost avizat de instituțiile de resort și a fost definitivat în baza obiecțiilor și recomandărilor înaintate. Contextul celor expuse, rog susținerea și aprobarea acestuia. Mulțumesc, stimați colegi. Întrebări? Nu vă doritor de a pune întrebări. Vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat, mulțumesc. Agenția Proprietății Publice, împreună cu toate instituțiile vizate, vă rog să organizați procesul de privatizare, comercializare acestor active, în strictă, bineînțeles, concordanță cu prevederile legii. În cel mai transparent mod, am făcut un apel către mai mulți jurnaliști să fie cooptați în proces, de monitorizarea procesului, astfel încât activele statului să fie comercializate în modul cel mai eficient, iar banii obținuți de la această comercializare, care sunt prevăzuți într-o măsură foarte semnificativă în bugetul de stat pentru 2020, să fie utilizați tot în mod eficient. Vă mulțumesc! Cu aceasta, agenda ședinței de astăzi a fost epuizată. Mulțumesc tuturor pentru participare, inclusiv partenerilor.